Lucrările de construcție a blocurilor ANL din zona sălii polivalente din Drobeta Turnul Severin bat pasul pe loc de o bună perioadă de timp. Termenele au fost prelungite până acum de mai multe ori, numai că echipele de muncitori concentrate aici sunt insuficiente pentru finalizarea lucrării la data stabilită. Ținând cont de faptul că deja firma pe care o reprezentați e în penalități, 30, credeți că vi se par un număr suficient de muncitori ca să finalizați măcar acest amplasament? Da, operațiile sunt, cum să zic, sunt urmate de anumite. Nu poți să aduci 100 de oameni pentru că se vor călca în picioare. Deci totul trebuie urmat imediat. Păi da, dar este acest tronson, mai este celelalte da, două. Da, sunt de acord. Acolo câți oameni aveți, de exemplu? Niciunul. În lucru sunt la ora actuală două blocuri. La unul dintre ele lucrările sunt gata în procent de 90%, iar parte din chiriași au semnat deja contractele de închiriere și așteaptă de aproape 2 ani să se mute în casă nouă. La celălalt imobil lucrurile stau însă mult mai rău. Asta e tronsonul care nu s-a lucrat efectiv în ultima perioadă, nu s-a lucrat aproape deloc. Eu nu cred că ăsta poate fi terminat până în 30 noiembrie, nu? Nu. Cât aveți? De altă parte e păcat că n-ați măcar acoperit. Să nu se distrugă... Numai în zona asta a tronsonului 4. În rest au acoperit, au pus în marea majoritate tâmplăria exterioară să închidă. Spuneți-ne și nouă, constructorul și-a luat banii? Cum este cu banii? Din punctul de vedere ANL, situația de lucrări care au fost trimise au fost decontate. Deci tot ce s-a trimis, a fost decontat în măsura în care, în urma verificărilor, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile legale. Da. Adică nu plătim deci pentru ceea ce nu se execută. Nu aveți, nu știu ce, restanțe din punctul de vedere al contabilității ANL nu există la această oră. Deci, domnul... Noi i-am asigurat... Șef, bani sunt... I-am asigurat pe de ce nu lucrați? De ce nu lucrăm? Bani sunt, restanțe nu aveți? I-am asigurat că vom asigura, adică că vor avea asigurată finanțarea pe măsura execuției lucrărilor. Da, vine, să face, respecte, vine cu centura, cu factura și se plătește. Trebuie să și înțeleagă că odată trebuie închis după atâția ani. Câți ani, doamna Gandă? 6 ani. După 6 ani este momentul odată să se închidă acest amplasament, iar oamenii, cei care doresc o locuință, să poată să și beneficieze de ea. Despre tinerii severineni care și-au depus dosare pentru obținerea unei locuințe ANL, se poate spune că au îmbătrânit așteptând să se mute în casă nouă. Foarte mulți au depășit vârsta de 35 de ani, lucru ce nu le mai permite să primească o astfel de locuință. Constructorul a primit din partea agenției guvernamentale un ultimatum, astfel că până la sfârșitul anului, toți tinerii care au semnat deja contractele de închiriere să se poată muta în casă nouă. Mi se pare inacceptabil faptul că încă nu s-au finalizat. Cel puțin din discuțiile pe care și astăzi le-am avut cu reprezentantul firmei constructoare și-au luat angajamentul de a le finaliza până la 30 noiembrie. Din punctul de vedere al Agenției Naționale pentru Locuințe, nu există nicio problemă în asigura finanțarea pentru terminarea acestui amplasament. Noi, ca și primărie, este legat de mâini și de picioare. E vorba de o relație directă între constructori și București. I-am adus aici reprezentantul local al ANL în ideea de a debloca această situație. Administratorul firmei care execută lucrarea de la ANL-uri a preferat să nu dea ochiul cu reprezentanții Agenției Naționale a Locuințelor și a pasat problema șefilor de șantier sau altor angajați din firmă.